Trebuie să fac efectiv 10 ture să pot să-mi pun armurile înapoi pe stand, pentru că din câte știți, unde mi-a intrat? Pentru că credeam sincer că mi-a descoperit cineva baza secretă, dar clar, n-are cum să mi-o descopere, pentru că e cel mai bine ascuns din univers, dar... Dar din cauza lui Insanity, adică gen 100%, el este cel care mi-a făcut acel prank. Toate armurile mele sunt efectiv într-o groapă și trebuie să fac câte 10 ture să le scot, să le pun înapoi. Și da, până acum am recuperat ceva, gen oricum toate sunt acolo, toate sunt la loc sigur puse, clar nu pot să le pierd, dar trebuie să fac foarte multe ture și credeți-mă pe cuvânt că gen n-am niciun chef. Ce se întâmplă, mă, ce? Unde? What? Unde mă aflu? Interesant că gen eu pot să citesc memoriile lui Jackie, dar nu mi-amintesc de absolut nimic legat de această bază, gen cred că e baza lui asta, mă gândesc, văd un Wesson aici, deci... Ok, îl am. Ce înseamnă că baza asta este clar a lui Jakey, mă gândesc? Deci chestia se cheamă secret, ha-ha-ha. Ok, deci asta este baza lui secretă. Ciudat că eu nu mi-amintesc de ea, dar... trebuie să mergem în oraș pentru că vreau... Ia uite, oh my god, i-am văzut pe aia acolo. Mamă, ce a folosit perete de ăsta, gen cu blocuri invizibile. Adică general clar că e o ușă din moment ce aici era o gaură sau ceva. Dar trebuie să fac cumva... ca ceilalți din oraș să nu mă recunoască, ceea ce o să fie puțin cam greu, dar am o idee foarte, foarte bună, sincer. Perfect! Acum zic că e mult mai bine. Bine că încă are masca la el ăsta, doamne! Cred că e timpul să mergem în oraș și să încerc să aflu cât mai multe detalii legate de casele lor, orice chestii și să încerc să-l distrug pe dinăuntru. Ăsta e scopul meu, orașul ăsta trebuie să fie distrus complet, nu îl mai suport. Nu înțeleg cum au reușit să scape din prima, adică mi se pare incredibil. Ce e, bă, tu cu mască? Cum adică cine sunt, mă? Ai uitat cine sunt? Ce? Bă, masca, trebuie să... Da, eu sunt, ce? Ai uitat cine sunt? N-am mai purtat de mult masca asta, salut! Ce aveți? E masca mea asta. Ați uitat? Da, mi-ai zis parcă că renunța la ea. Bă, am răgușit un pic, da, răgușit un pic. Păi da, ideea e, Ștefane, că am dormit aseară puțin cam nașpa și am un pic ochiul umflat și nu de alta, dar nu vreau să mă vadă nimeni, știi, cu ochiul umflat. Ia, de ce văd? Nu, nu o să-mi dau masca jos. Și tu chiar crezi că îmi dau masca jos să vezi ochiul meu umflat? Nu. Și de voce, da, gen, cred că am răcit sau ceva, adică cel mai probabil asta e cauza, cred că am răcit, înțelegi ce zic? Hai că da, am răcit dacă e ce pică în plasa mea. Da, 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 deci care e, asta e casa lui X Andrei, ok, aici stă Cristinel. Voi aveți gen baze secrete sau ceva? Nu. Nu? Tu X Andrei n-ai nimic secret? Nici tu Cristinel, nici tu Ștefan? Nu. Am avut. Cum ar fi, cum ar fi să zic că știu că ai ceva tu, X Andrei? Cum ar fi să zic chestia asta? Mai crede? Ce? Ia să vedem. Ce am? Hopa! Păi uite, ia să vedem. Dacă săpăm aici în jos, ce găsim? Da. Hopa! Ca... uite-am chesturi, creituri, nu e... Are chesturi, are creituri. Păi și ce, în bazele tale secrete n-ai chesturi, n-ai creituri? Aici cred că e un loc bun să pun foarte multe TNT-uri, să exploateze tot. Mă, nu fura. Ia că am luat-o să nu, ok, am luat-o să nu. Sper că nu m-a văzut Ștefan sau ceva. Ce, da, e ok, interesant. Bă, da, da, deci asta este baza ta secretă, X Andrei, asta vrei tu să-mi spui, nu? Nu e secretă. A, nu e secretă, păi și cum mă urcăm iară de aici? Pe unde trebuie să mergem? Nu mai am, că normal era o casă mică care o aveam eu și... din care urcai acum. Aha, ok, atunci o să folosim aceste blocuri, bănuiesc. Eu o să mă urc aici, nu știu cum faceți voi, dar eu am plecat. O să-i aștept oricum, că gen vreau să știu mai multe detalii și despre ceilalți. O să oricum o să intrăm în casele tuturor, ia să vedem aici. Cred că asta cu ea, asta e a lui Insanity, din câte mi-amintesc, că parcă gen... Din câte mi-amintesc, Jake a fost Creeper, dar de ce era Creeper în primul rând? Și l-a ajutat pe Insanity cu ceva, nu știu, efectiv îl ura și acum e... Nimic, m-a pus să-i pun ceva în chesturi. De ce mă urmăresc ăștia? De ce sunt aici pe lângă mine? Că nu înțeleg. Dar cred că am o idee și mai bună, fraților. Cred că, sincer, o să mă duc să fac rost de niște camere. Că știu că Jakey voia de foarte mult timp să-și pună camere în baza lui secretă. Și o să punem câte o cameră în fiecare casă din acest oraș. Gen, o să încerc să o ascund cât mai bine. Nu neapărat în casă, dar undeva pe plot. O să mă întorc eu imediat să nu, să nu se uite ăștia după mine, că am treabă acum. Deci mergem rapid în baza aia secretă și să luăm din chestul ăla camerele aia nebune. Mă, ce se întâmplă acolo? De ce sunt în casa lui Insanity ăia? Ok, uite că văd că au ieșit acum. Am luat camerele, avem și acest monitor ca să putem să le luăm, să le facem ale noastre. Ia uite-l pe ăsta, merge cu sabia pe stradă. Mă, dar tu ce mergi, mă, așa cu sabia pe stradă? Ești mecher sau ce-i?
Zimi. Da, șmecher. Ai, șmecher, vezi că și eu am o sabie, pe șmecherule, ia mai scoate cu sabia. Bă, bă, mă, ce mă bazi, mă, tu pe mine, ce mă bazi, mă, tu pe mine, ia zi. Bă, tu parcă nu erai cavaler? E, ce bă, cavaler era, mă, bă, ce cavaler? Păi da, dacă mă enervează, ce vrei să-l fac? Lasă așa, ce ești nebun la cap? Ai, ia gata cu vrăjelile și cu astea. Doamne, pe cum o face? Trebuie să protejezi orașul. Hai că-l protejezi dacă e. Da, ne protejăm orașul dacă e. Trebuie să punem puțin camere, nu trebuie să mă vadă ea, că punem acolo o cameră și o luat. Am luat-o, gata, ea noastră acum. Băi, șmecher, mă? Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Ai tupeu? Mai ai tupeu? Comentează-mă, comentează-mă. Comentează-mă, comentează-mă, hai. Hai, comentează-mă. Bă, răbătule. Poate te bază, mă. Ce să mă bază, mă, tu? Ce să bază, mă, tu? Pleacă-mă de aici, mă, piticule. Mă, ești ultimul pitic, pleacă de aici. Bă, piticule, pleacă de aici, piticule, pleacă. Bă, urâtule, la ce față ai creșu că ai mască? Păi exact, da, ia dispar, piticule, că poate vrei să te bag în casa ta urâtă. Nu vezi ce casă, ce mă urățenia asta de casă, că poate sparg acum geamul aia. Hai, pleacă de aici, să nu te văd. Păi ți-am spart geamul deja, ce n-am tupeu. Hai, dispar să nu te mai văd. Ia uite, mă, la el ăștia îmi comentează, plecați-mă de aici. Așa, acum ai timpul să-i punem, o să-i punem o cameră aici. Ok, perfect, perfect. I-am pus o cameră acolo frumos. Nu o să-și dea seama, gen, niciodată nu o să-și dea seama. Adică, gen, n-are cum să-și dea seama că eu i-am pus camera aia. Aici e sus, dar n-are nimic important aici și n-are sens să-i pun. Dar unde stă el? Oh, aici stă el. Cred că aș putea, dar unde pot eu să-i ascund camera fără să o vadă ea? Că eu punem aici frumos, bam. Perfect. Până acum avem două camere, două puse la Insanity ăsta în casa aici. Cred că aș vrea să-i pun și lui Xandrei. Că mă duc să-i pun și lui Xandrei. De fapt, o să mă duc la Ștefan, dar la Ștefan trebuie să-i pun. Cred că îi punem de afară de aici sau ceva. O să-i o punem efectiv de aici, bam. Că la el nu prea am cum să intru în casă și la fel o să fac și la Xandrei. Deci o să vedeți, fraților, când o să pun TNT-uri sub fiecare plot. O să bubuim acest oraș și o să fie gata cu orașul. Deci asta a fost dorința mea de la început, dar din păcate nu știu cum au reușit să scape. De data asta nu se mai scape. Toți stau ăștia pe aici, nu înțeleg. Asta, cui o fi casa asta aici, că nu înțeleg. Ezi Baști, ok. Păi pentru că ea lui Ezi Baști, o să facem exact în felul următor. O să punem o cameră aici și ia să vedem, avem viziune. Perfect, da, mamă, e perfectă camera asta. Da, mă, da, ce mă tot urmăresc, mă, ăștia, că poate mă duc să-i bat. Ce vă ascundeți, mă, prin tufișuri pe aici, ce aveți? Ia uite-i, mă. Dar totuși hai să fac așa, că gen, mă prefac că sunt cavalerul. Na, uite că zic că uite, eu sunt cavalerul, dar ce că trebuie să mai bat și răi de aia ca el care ne distrug orașul. Că eu azi că eu trebuie să protejez orașul, înțelegi? Ia, bine, mai comentezi? Bă, ce vrei, mă, bă? Mai comentezi, mă, mai ce comentezi? Pleacă-mă de aici să nu te văd. Dai, bă, cu Halloween-ul tău, că nu-l mai suport pe ăsta. Cred că un loc bun ar fi și în primărie să mă duc să pun o cameră direct în primărie. Mama, ar fi la fix, sincer. Nu mă mai urmăriți, mă, că scot acum arma la voi. Plecați de aici să nu vă văd. Ia uite, mă, la ei. Bă, șmecheri se cred, mă, ăștia. Șmecheri rău de tot. Auzi la ei. Aici văd deja o cameră, dar ideea este următoarea. Oricum eu sunt cavalerul, eu teoretic am voie să intru aici pentru că știu că domnul primar i-a dat permisiunea lui Jakey și știu cu ochișorii mei că aici este o cameră secretă. Hopa, ia uite, chiar era o cameră secretă aici a domnului primar. Ok, cred că e timpul să punem, ăștia au intrat în primărie aici, e timpul să punem o mică cameră aici. Ia să vedem și o punem așa, boom, perfect, mamă, dar ce aici, mamă, aici e, ok, mă, aud, nu e bine, nu e bine. Ăștia cumva m-au găsit aici, dar oricum ideea e că am o scuză, gen scuza mea este simplă, o să sparg aici sus, că gen nu contează, e irelevant, bum. Ok, și ia că trec pe aici, ce vor mă ăștia? Ce vor mă ăștia? Ce faceți mă aici? Măi, n-aveți voie, plecați de aici, băi! Băi, ce plecați mă? De aici, plecați de aici! De unde au dat de maneta asta? Mă, dar plecați, plecați de aici! Păi eu sunt, cum adică explorezi orașul ăla? Știi pe domnul primar că eu sunt cavalerul orașului, trebuie să vorbesc cu el, este important să-i zic. Păi știu că nu e acasă, trebuie să-l aștept, asta e și ideea. Unde e celălalt șobolanul ăla mic? Unde e șobolanul ăla mic? Că știu că și pe ăla e pe aici, l-am văzut 100%. Hai, plecați din primărie, ieșiți! Hai, afară, afară, afară! Poate vine primarul la voi și vă dă una, hai! Afară, băi! Mă, tu n-auzi? Hai, afară, da, afară! Nu mai, nu, băi, de ce scoți, băi, alo, alo? De ce faci, mă, poze? Băi, de ce faci, mă, poze în primărie? Ia uite-l, mă, pe ăsta. Ia uite-l ce mi-a făcut. Doamne, uite-l și pe șobolanul ăla acolo. Ok, văd că mai e o casă aici. O să trebuiască să punem o mică cameră și la casa aia acolo. Trebuie să vedem tot. Și cred că o să-mi fac și o bază secretă diferită de a lui Jakey, pentru că nu prea are sens. Tu ce faci, mă, aici? Pleacă de aici. Să nu te văd. Ce râzi? Ce faci aici? Explică-mi ce faci. De ce stai pe câmp și stai iarba? Ce faci aici? Care e scopul tău? Ok, o să plec. Hai, pleacă de aici să nu te văd. Că eu am treaba acum. Ok, mamă, văd ce e mai acolo, e o cușcă. Ok, trebuie să punem o mică cameră aici, boom, perfect.
și am pus foarte, foarte multe camere. Oi, că o să plec pe lângă ea și Alice nu o să se aștepte, gen. Am plecat, nici nu-i bag în seamă. Trebuie neapărat să ne facem o mică bază secretă, pentru că nu vreau să stau în aceeași bază secretă ca lui Jackie. Dar, oricum, ideea este că am o mică idee. Și această idee este legată tot de baza lui secretă. Ok, nu-i nimeni, nu mă urmăște nimeni. Deci, ideea e următoarea. Trebuie cumva să facem în felul următor. O să mutăm aceste creituri. Ok, le mutăm și o să-l mut și pe ăsta de aici. Și aici o să săpăm. Și o să punem un alt chest pe care o să-l fac eu acum. Și o să fie, bineînțeles, doar... am o idee. Știu că el are ceva, un as în mânecă. Boom! Are chest cu un cod pe care acum, gen, el nu are cum să-l afle niciodată. Și codul o să fie 1, 2, 3, 4. Clasic, cel mai șmecher cod. O să-l punem nou 1, 2, 3, 4. Și aici o să punem camerele și, bineînțeles, acest monitor. Ne uităm așa, ia să testăm camerele. Deci aici e prima cameră, care este, sincer, nici nu știu, asta e casa lui Cristinel. Ok. A doua cameră este din casa lui Q-Sanity. A treia cameră tot din casa lui, doar că este de la pat. Ia uite, se vede tot. A patra cameră este de la Ștefan. Oh my god, ia uite. Unde ar fi restul? Ia uite-l pe ăsta cum merge. Ia uite că pot să văd toți. Ia, la camera 5... Și pe aici, la camera 5 este la Basti, nu mă interesează asta. La 6 din primărie și la 7 e de aici. Ia, oare vedem ceva pe aici? Ia uite-l pe Ștefan cum stă acolo. Ia uite-i pe toți de fapt. X Andrei la Ștefan acasă. Mamă, ce tare. Oare Cristinel e la el acasă? Nu cred, nu. Cristinel nu se vede la el acasă. Și nici nu cred că putem să vedem din camera asta. Camera asta are un unghi foarte ciudat. Dar oricum, ideea e că e foarte bine. Adică, gen, e perfect dacă mă întrebați pe mine. Wow, ok, da. Clar, gen, trebuie să punem acum acest monitor aici, pentru că doar eu știu de el. Și bineînțeles că trebuie să nu-mi las urme, gen, trebuie să acoperim aceste creituri. O să le lăsăm foarte frumos aici și ne întoarcem în oraș, deoarece urmează să fac ceva super nebunesc, la care, sincer, lucram de foarte, foarte mult timp. Dar, din păcate, gen, toată chestia pe mine m-a oprit din a termina planul să devin efectiv cea mai puternică ființă din acest univers. Așa că o să mergem foarte frumos la Jackie acasă, pentru că știu că el are foarte multe rețete de poțiuni. Și mă gândesc că o rețetă de poțiuni clar este una foarte rea, adică din câte poțiuni a făcut, una trebuie să fie foarte rea. Și oricum, m-am și o foarte multă inteligență, adică știu cum sunt foarte multe poțiuni și, bineînțeles, gen, ce fac. Așa că este timpul să fac o poțiune care mă va ajuta să-mi dezvălui adevărata mea formă, măcar jumătate dacă nu reușesc full, dar eu cred că o să mă ajute până la urmă, zic eu. Perfect! O poțiune care poate să facă doar rău. Pisicuța lui Jackie. Ce aș fi dat, dar nu vreau să creadă că se întâmplă ceva suspect, adică eu când o să las pe el undeva, pentru că acum pot să ies când vreau din mintea lui, dar bineînțeles că din păcate nu pot să intru când vreau în mintea lui. Da, problema următoarea, nu vreau să mi se afle identitatea momentan, o să joc puțin pe ascuns, o să mergem, cred că aici la el, ce mă ăsta, ce vrea să facă aici? De fapt, cred că mai bine mergem direct la baza noastră secretă, adică gen ce sens are, putem să mergem direct la secret, ha-ha-ha. O să stăm aici jos, să beau poțiunea asta, dar înainte de asta trebuie să-mi dau armura asta jos, pentru că n-are sens o port pe mine, gen, din moment ce acum este timpul să beau această poțiune, nu se știe ce se poate întâmpla, pentru că e o poțiune foarte rea. Și cred că, sincer, sunt pregătit să o beau. Ia să vedem, mă pun să o beau ca lumea și... nu observ nimic. Ce mi-a făcut, mă, poțiunea asta? Oh my god! Așa, da, poțiunea asta... a avut dreptate, cristalele alea m-au învățat tot ce știu. Oh my god, cum arăt! Doamne! Efectiv, sunt în forma mea finală. Acum pot să zbor, pot să fac orice. Problema ar fi următoarea. Eu nu trebuie să-i văd pe ei. Oh, nu e nimeni, perfect. Trebuie să mă uit aici, nu pare să fie nimeni pe afară. Da, cred că e în siguranță. Sper, oricum o să fug repede. Ia uite-mă! Oh my god, cum zbor, ce șmecher zbor! Asta a fost orașul ăsta, New Life, cică, ok, măcar Skincraft-ul ăla a avut o șansă împotriva mea, dar ăsta nu o să mai aibă niciun pic de șansă, pentru că, credeți-mă pe cuvânt că am învățat toate secretele de la regele zombie, de la cristale și sunt pregătit să distrug acest oraș din temelii. Problema este acum că trebuie să învăț o modalitate să-mi ascund această formă, deoarece dacă ăsta o să afle forma, o să fie
groasă rău de tot treaba și o să fie o problemă foarte mare, dar cred că e timpul să-mi arunc masca asta urâtă, că nu mai suport. Oh, sper să nu mai pun masca aia niciodată, dar din păcate trebuie să o pun, pentru că asta este singura modalitate să mă pot ascunde de forma mea reală. Ia uite, mamă, boom! Ce-mi place să zbor, e prea tare, vai de capul meu! O să sufere toți, pentru că eu o să vin efectiv din aer și o să cadă TNT-uri pe tot orașul lor. Văd muntele ăla acolo și, bă, muntele ăla, sincer, ar putea să facă o bază secretă foarte bună, dar momentan n-are sens să facă o bază secretă din simplul fapt că deja Jakey are una, adică poți sta în baza aia lui, n-o să afle nimeni nimic, dar cred că e timpul să îl las un pic să iasă afară, dar problema următoarea, trebuie să îl ducem cumva în casă fără să mă observe cineva și cred că o să fie destul de dificilă chestia asta, pentru că efectiv nebunii ăștia sunt peste tot prin oraș, nu știu cum o să scap de ei mai ușor, dar mă gândesc că o să răpesc pe fiecare până nu o să mai fie nici măcar un cetățean în acest oraș. Doamne, că ăsta are garaj aici de... Doamne, cine ține calul în casă? N-are niciun sens. Da, e efectiv nebun ăsta. Ok, e timpul să îl las să iasă la iveală, pentru că m-am distrat momentan destul, trebuie să-mi pun planul în aplicare în liniște doar în capul meu și cred că o să luăm un loc acolo în pod, dar i-am văzut... Oh my god, sper că nu m-au văzut sau ceva. Mă, ce? Nu cred că m-a văzut nimeni, sau? Nu cred că m-a văzut nimeni, bă. Doamne, cum stau acolo. O să mă duc mai degrabă în pod, cred că ne băgăm foarte serios în pod, dar nu înțeleg de ce mă tot spionează ciudația, n-are niciun sens. Și cred că o să lăsăm pe Jakey să iasă. Dar trebuie cumva să iau, uite, blocuri, ce să mă, blocurile astea? O să le punem într-un chest, știu că codul este 0000, adică cine are coduri de astea n-are niciun sens. Și o să lăsăm aici să iasă din acest chest și gen, el o să creadă că pur și simplu a fost în chest și a uitat tot. Mă, ce se întâmplă? What? Ce caut în... Mă, de ce sunt în pod și ce făceam la chest? Oh my god. Mă, cumva iară gen... Merg în vis sau ceva? N-are niciun sens. Doamne, n-are niciun sens și... Mă, dar de ce n-am armura pe mine? Chiar că gen, eu sunt full cavaler, frate. Sunt efectiv aici să protejez orașul. Ce se întâmplă? N-are niciun sens. Unde-or fi ăștia? Că gen, mamă, nu mai am, oh my god, nu mai am gloanțe la armă? Dar de ce nu mai am gloanțe la armă? Că gen, aveam doar gloanțe la armă. Ce mi s-a întâmplat cu gloanțele? Dar oricum n-are sens să merg cu arma, că eu oricum am nevoie doar de o sabie. Sau ia uite și pe ăștia aici. Ce fac mă ăștia aici? Ia uite la ei. Bă, deci... Salut, salut. De ce te arunca? De ce v-ați aruncat să zicem? Prima cap, ce aveți? Suntem... E mică distanța. Mă, e mică distanța. Ce face mă piticanii astea? Ce pitichie, bă, pleacă-mă de aici. Și acum fai mișto de el că l-ai și bătut. Cum adică l-am bătut? Că nu l-am bătut, sau? Da, l-ai bătut. Că l-am bătut, mă? Ce, mă? L-ai bătut. L-am bătut pe piticul ăsta urât? L-am lăsat eu. Îl bat de rup. Ce zice mă ăsta? Când te-am bătut eu mă pe tine, pitica nimică ce ești? N-ați țipat la noi. Am țipat la voi? Da. Ce mă? Ce mă chestia asta aici? Mă, ce faci ăsta? Intră în canalizare, ce se întâmplă? Da, ok, are sens. Cred că gen, efectiv orașul ăsta e plin de nebuni, n-are niciun sens. Ce mă, Ștefane? Păi și mă, Crisnel, gen, poate vrei să te bași acum, ai tu pe eu, comentezi? Bă, ia vezi. Bă, tău, ce pitic e, ce pitic e. Bă, cavalerul. E cel mai mic. Păi eu protejez orașul, că tu dai bully la oameni, măi, tu dai bully la oameni. Da, ce zic, ia uite, zic că ai frunză în cap, e nebun, cavalerul din os, cine ești tu? Voi îl vedeți pe ăsta cum dă bully, nu? Da. Doamne, pleacă-mă de aici. Verzișor, pleacă-mă de aici, verzișor, auzi la el. De fapt merite că l-ai bătut. Exact, uite că-l bat iară. Unde fuge, mă? Unde fuge, mă? Unde fugi, mă? Te bat cu toporul. Ia vină, mă, tu, bă, ia vină, mă, tu, bă. Nu mă nimerește. Na, nu l-am nimerit. Hei, nu l-am nimerit. Ce șmecher se crede Crisnel, fraților. Mamă, deci abia să-l bag la închisoare. Ia uite-l acolo. Pleacă-mă de aici, dispari să nu te văd, dispari. Dispari să nu te văd, dispari. Pleacă că altfel sparg armura dacă nu pleci. Pleacă. Pleacă de aici. Nici n-am armură pe mine. A, da, deci tu vrei iară să te bat. Are sens, ok, ok, ok. Ok, ok, ok. A, uite, uite. Na, na, poftim. Mă, ce are armă? Na, să vede... Cine a... M-a atras cineva? Lăsați-mă, mă, că am treabă cu primarul. Plecați de aici, lăsați-mă în pace. Doamne, ce mă enervează ăștia. Ce, nu-i primarul acasă? Ce, mă, bă, da... De ce e asta deschisă, fraților? Oh, nu, nu e bine. De ce era asta de... Mă, ce e aia acolo? A, greșit, a pus domn primar camere, da, n-are niciun sens, da. Mă întreb oare când o să vină domnul primar? Cred că o să-l aștept aici sau ceva, pentru că trebuie să vină și am o treabă foarte importantă de discutat cu el.